Un puternic incendiu s-a produs duminică în jurul orei 14:30 la un depozit de produse alimentare situat pe varianta nord din municipiul Călăraș. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș și Poliției. Astfel, pentru lichidarea incendiului au intervenit timp de aproximativ o oră 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și autoscara ISU. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj SMURD, însă nu a fost nevoie de intervenția acestuia. Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire.